dăm startul emisiunii noastre de dezbateri electorale. Din cei trei concurenți electorali care au fost invitați la astăzi la emisiune, s-au prezentat numai doi. Deci, primul este reprezentantul Partidului Liberal, Gheorghe Brega. Domnul Brega, vă spunem bună seara. Bună seara. Bine v-am găsit. Este lipsă reprezentantul Partidului Renaștere. Acum vă-l prezint pe reprezentantul Partidului Patria, Valeriu Cereteu. Bună seara. Domnule Cereteu, bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră bună de astăzi. Seara. Deci, de la bun început, vreau să vă aduc la cunoștință regulamentul emisiunii noastre de dezbatere. Aveți câte două minute pentru a vă prezenta programul electoral. După ce urmează trei întrebări care le-am pregătit din timp pentru dumneavoastră, deci sunt întrebări la care răspund toți concurenții electorali care sunt înregistrați de către Comisia Electorală Centrală. Pe urmă vă adresați întrebări unul altuia, câte două întrebări, sigur că și răspundeți, pentru răspunsuri aveți câte două minute și la fel la finele emisiunii aveți două minute pentru mesajul către alegător. Deci este înțeles regulament. Dăm start emisiunii noastre de astăzi, dezbaterilor electorale și dumneavoastră, domnule Brega, aveți două minute la dispoziție pentru a vă spune programul electoral al partidului dumneavoastră. Deci, reprezentantul Partidului Liberal, Gheorghe Brega. Mulțumesc. Și în două minute, sigur că să expun un program electoral este foarte greu, deci o să mă acces pe câteva momente. În primul rând, Partidul Liberal garantează pacea, securitatea și bunăstarea prin aderare la NATO și integrarea europeană. Dacă integrarea europeană a fost dezbătută până acum destul de mult, desigur că aderarea la NATO este o noutate. De ce anume la NATO? Pentru că pacea și securitatea este garantată de prezența la NATO. Situația geopolitică ne dictează acum că nu putem fi o țară neutră la momentul când în 94 când a fost introdus în Constituție, noi nu eram o țară care puteam garanta neutralitatea prin prezența armatei pașii și teritoriul Republicii Moldova. Doi la mână, neutralitatea Ucrainei, de acum ne-am dovedit cu atât mai mult că Rusia a fost garantul securitate și pacii în Ucraina. Ne-a dovedit Rusia ce înseamnă. Deci NATO, fiind prezent în țările baltice, vedeți de acum țări destul de mici, cum este Estonia, Lituania, Letonia, prezența la NATO nu-i permite Rusiei să facă ce și-a făcut Lugansk în Ucraina cu Lugansk și Donetsk. Noi, dacă vrem să fim străini în pace și în bunăstare, desigur trebuie să aderăm la NATO. Altfel, o să avem Lugansk și o să avem Donetsk. Cum putem noi să nu aderăm la NATO în cazul când România este membra Uniunii Europene de aderare la NATO? O aderat la NATO, Ucraina o să fie membra Uniunii Europene și o să fie membra NATO. Cum vă închipuiți noi, între două țări membre NATO, să fim o țară neutră cu prezența armatei pe teritoriul Republicii Moldova? Mai mult ca atât, NATO garantează investițiile prezența la NATO, deci este garantat investițiile de peste hotare. Vă mulțumesc foarte mult, timpul a expirat. Poftim dumneavoastră reprezentantul Partidului Valeriu Cereteu. Vă spun bună seara, stimați cetățeni, stimați alegători. Sunt reprezentantul Partidului Patria și vreau să vă comunic platforma a Partidului Patria. În primul rând vreau să știm cine suntem și unde mergem. Într-al doilea rând, lupta cu corupția care predomină la noi în țară. Într-al treilea rând, vrem ca viața oamenilor din Republica Moldova să fie mai bună, mai trainică. Astea, pensii pentru bătrâni, numai mică de 1500 de lei, mărirea salariilor la
justiție, la medicină, la învățători, în primul și în primul rând, pentru că asta e mama temeliei, depinde de cum ne învață învățătorul la școală, așa mergem mai departe. Pe urmă, pentru femeile care nasc primul copil, merge 15.000 de lei, a doilea copil 25.000 de lei și a treilea copil merge până la 50.000 de lei. De ce s-a luat așa? Deoarece se vede că natalitatea în Republica Moldova e foarte scăzută. Totodată vreau să vă spun că Partidul Patria n-a fost niciodată în conducerea țării. De-abia prima dată, dacă ajungem la conducere, nu sunt oameni corupți, nu sunt oameni mincinoși, sunt oameni onești și cinstiți. De aceea, eu știu, mergem înainte cu această echipă. Vă mulțumesc foarte mult, timpul a expirat. Acum vă voi adresa trei întrebări, aveți câte 2 minute pentru a răspunde la ele. Cum credeți, domnul Brega, în ultimii ani, partidele politice din țară au înregistrat careva succese. Dacă vin la guvernare, pot dânsele guverna această țară? Dacă dumneavoastră aveți în vedere, ce aveți în vedere ultimii ani? De la declararea de independență? În genere am în vedere nu numai de partidele care sunt la guvernare. Partidele politice din țară, că avem înregistrate deja 23. 20. Da, dar păi înregistrate da, acum 20. Păi pentru alegeri 20. Deci haideți să o luăm, dacă de la declararea independenței noi am avut tot timpul partide care erau conduse de comuniști. Până în 2009, practic. La 5 aprilie, poporul s-a spus cuvântul. În 2009 și-au venit Partidul Democrație. Dar, nu uitați, acești aleși Partidul Democrație care au venit la guvernare, vreți, nu vreți, obiceiurile au rămas. Desigur că din 2009 până acum s-au făcut multe. Nu se poate denegat cum s-au făcut. S-au făcut și drumuri, s-au reparat școli, s-au reparat grădinițe, s-au făcut canalizații, s-au făcut apeducturi, s-au făcut multe. Problema e în alta. Problema e că cu investițiile care s-au făcut, s-au făcut de 2 ori mai mult, de 2-3 ori mai mult. Asta e și toată problema. Deci corupția predomină. Nimeni nu neagă faptul că este corupție. Dacă toți banii erau folosiți în direcția unde erau dirijați, desigur că acum avem mult mai bine. Dar sunt drumurile ce avem. Dar ce avem acum cu grădinițe, școli sunt reparate. Sunt multe lucruri. Multe centri de familie s-au reparat. Dar, părere de rău, o sumă care de bani a fost furată, s-a făcut puțin. Oamenii nu văd. Una la mână și nu uitați alta. Oamenii vreau drumuri le place, canalizații le place, peducturi le place, tot le place, școli reparate, grădinițe reparate, dar vreau să simt și în buzunarul propriu. A noi așa e învățat, când dai în buzunarul propriu, părere de rău nu se gândesc când dai să dezvolte economia țării, apoi în buzunarul propriu. Dar cât e ceva s-a făcut, s-a mai mărit pensiile, s-a mai mărit salariile, puțin, odată cu semnarea la aderare la Uniunea Europeană, o să se facă mai mult, vă garantez. Da, vă mulțumesc foarte mult, acum dumneavoastră, domnul Cereteu. E necesar să repet întrebarea sau? Mă duc și să o repetați. Ce vreau eu să spun la întrebarea dată? Domnul Brega a spliniat aici că s-au mărit pensiile, s-au mărit. Dar oare asta putem să vorbim cu mărire de pensii? Asta, dacă putem să-i spunem, asta e un fel de indexație, dacă este. Corupția la noi în țară, nu când mai este. Dar mama corupției la noi se socotea Sicilia, în Italia, apoi ca Moldova a ajuns-o pe Sicilia. Amu, la noi predomină... Domnule, de 3 mă atacă în Sicilia. Matale, eu nu te-am întrerupt și Matale nu m-a întrerupt pe mine. La noi acum este Republica condusă de 2 oligarhi. Și uite, oligarhii este țin tot sub controlul lor. Cum dictează ei așa se face? Într-adevăr,
că a moderat la șeie, că a moderat la șeie. Timp de 5 ani de zile s-au făcut drumuri, s-au făcut atâtea granturi cât au venit de psihotare, nici 30% nu-s folosite, nu-s folosiți banii și ei care au venit de psihotare în țară la noi. Și noi spunem că am făcut ce, că am făcut ce. Asta și trebuie să fac, oameni buni. 5 ani de zile la conducere și în 5 ani de zile oare tare mulți s-au făcut, tare mulți oameni am adus, câte locuri de muncă s-au creat. Noi ne uităm copiii noștri să duc psihotare. Șed acolo și lucrează cu capieici, cu ce este, dar vin de psihotare. Și vă gândiți, în Uniunea Europeană eu personal am copii în Uniunea Europeană. Și nu mai este șed, de strălucit, după cum ne-o fotografiază domnii de la guvernare. Și acolo nu vă temesc. De-amui și în Spania, și în Grecia am avut, și în Portugalia, că eu am trei fișori și toți au fost în diferite țări. Nu prea se uită la noi cu ochi buni. Unica și este la noi că aderarea la Uniunea Europeană, asta nu e aderarea la Uniunea Europeană, dar mai repede să ne bage la România, în România. Noi vom intra în Uniunea Europeană numai dacă, prin România, dacă ne alipim cu România. Vă mulțumesc, mă puteți vă expirat. Nu, acestea sunt întrebări. Veți face replici când dumneavoastră veți adresa unul altuia întrebări. Acum aș vrea să-mi răspundeți la următoarea întrebare, domnul Brega. În ultimii ani au fost făcute mai multe reforme, de exemplu în justiție, învățământ, mai. Cum credeți? Sunt aceste reforme efective sau poate dacă veniți dumneavoastră la guvernare este necesar să faceți altceva reforme? Hai să diferențiem reformele ca atare și adoptarea legilor. Da. Păi, în legislativ s-au adoptat multe legi pentru reformarea atât a ministerilor de interne, a justiției și a procuratorii. Cu părere de rău, implementarea, la capitolul implementarea acestor legi, stăm foarte prost. Da? De aceea este vorba, dacă după legii din 2014-30 noiembrie o spunem pe tapet strict când implementăm reforma aici. Noi am rămas în urmă cu reforma procuraturii, care trebuia să fie de acum reformată în 2013. Noi am rămas în urmă cu reforma Ministerului de Interne. Noi am rămas în urmă cu reforma justiției. În justiție, dacă în sistemul judecătoresc unele au început cât de cât unii cei mai corupți judecători au fost omiși din sistem, dar asta e foarte puțin între cei ce se merită de făcut, cei ce este necesar. O să fie modificări, o să fie schimbări, știu cine promovează reformele în sistemul judecătoresc. Și eu sper că o să fie mult mai bine la capitolul de implementare acestor legi. Vă mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră, domnul Cerăciu. Da, vă mulțumim. Merge forma de reforme. Vă este, putem spune reforme? Reforma în Ministerul de Interne. Schimbarea uniformelor. Alte uniforme și atâta. Că alte schimbări, alte reforme nu s-au făcut. Ministerul Justiției. Atâtea milioane s-au trântit în Ministerul Justiției. Pentru ce? Pentru că se dezvolte corupția mai tare. Că altceva tot nu se face nimic. Nu se vede absolut deloc. 2-3 judecători și pe ce eu parcă să-i judici, parcă nu știu cum, când unii dintre ei și gata azi să restabiliți în funcție, iar din nou, iar lucrează judecători, iar lucrează la curtea de apel, sunt în funcție așa cum sunt. Procuratură. Procuratura în loc să facă reforme, să lucreze pentru lume, să apere lumea, ei, dacă la comandă, eu spus să deschidă dosar penal, el a deschis dosar penal. Și nu unul, și nu două, dar poate 10 și 100 se deschidă dosare penale. Legile, într-adevăr, în Parlament, legile sprinesc. Dar cum sprinesc așa, se duc pe poliți și se așează și colbăiesc, numai sprind col pe dânsele. Nu se vede nicio schimbare absolut deloc. Spre bine, spre rău se vede. Dar spre bine, deși toate ministerile sub jurisdicția partidelor. Și luăm pe Ledemeu, cele mai puternici ministerii le-au pus mâna el, zicem, PD-ul are procuratura, are... Mai scurt, toți partidele sunt repartizate... PD-ul nu are nimic din instituție. Aveți. Care? Aveți.
Dumneavoastră știți care, nu trebuie să vă spun eu. V-am mai spus odată, nu v-am întrerupt și nu mă întrerupez. Asta vine vremea când ne sfătuim în doi. Vă spun așa că în caz că dacă venim la guvernare, schimbări o să fie multe și spre bine, nu spre rău, dar spre bine. Vă mulțumesc foarte mult. Da, timpul expirat. Deci, o ultimă întrebare vă adresez eu. Dacă nu veți lua marea majoritate la alegeri, cu care partid veți face coaliție dacă veniți în Parlament? Da, dumneavoastră. Da. Deci o să facem coaliție cu partidele pro-europene, care o să fie, o să aibă acces în Parlament, o să fie votat de cetățeni. Asta e neapărat. Pentru că partidele pro-europene, direcția europeană, aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, duce spre un trai decent. La momentul când ne întornăm înapoi spre Rusia, deci ne ducem într-o groapă, nu mai ieșim de acolo nici 100 de ani. Poate peste 100, poate peste 200 de ani. Vedeți cum trăiesc țările europene și dați-vă la Moscova 200 de kilometri. O să vedeți în ce hal vieții cetățenii Rusiei trăiesc. În ce sărăcie, în ce mizerii trăiesc ei. Pe când în Uniunea Europeană oamenii trăiesc, sunt pensionari pensionari, angajatul angajat, oameni de sport și odihni. De aceea, noi vrem ca cetățenii noștri, în sfârșit, să aibă un trai decent, să aibă posibilitatea să sunt cetățeni, să nu fie asupriți, cotropiți, războaie, unde e Rusia, unde apare Rusia, acolo e veșnic războaie. Dacă luăm numai de anii 90 la independență, avem 92 Transnistria, Abhazia, Cecenia și toate celelalte. Acum avem Ucraina, cel mai actual avem. Iată ce înseamnă Rusia. De asta, înapoi, drumul înapoi, este foarte periculos și este tragic pentru poporul nostru. O să ne pierdem din identitate, o să ne pierdem ca popor, ca etnie. Mulțumesc foarte mult. Deci, dumneavoastră, ce ne spuneți, domnul Cerdeu? Cine veți face coaliție? Și pot să vă spun eu despre Partidul Patrie. Noi vom face coaliție, o să ne uităm întâi și întâi la platformele electorale, cam cine ne coincide platforma noastră, cu aceea o să facem coaliții. Vă spun de la bun început, numai nu cu PLD-meu, nu cu PD-ul, nici într-un caz. Domnul Bregă a tras atenție aici că dacă cu Rusia, nu știu ce, noi nu vrem nici cu Rusia, nici cu România, noi vrem să fim neutri. Moldova e puntea de trecere din Europa în Rusia și din Rusia în Europa. Și ar trebui să crească ca pe drojdie de aici. Dacă ar veni toți banii de la structurile vamale, zicem, de la cei și se face în țară, dumneavoastră nu vedeți că toți vorbește numai de granturi. Au venit granturi de acolo, au venit de acolo, dar și chiar la noi în țară bani nu se fac deloc. Unii sunt banii de la noi din țară, în buzunarul oligarhilor. Dacă oamenii de psihotare, gastarbeiteri, aduc bani aici la noi, în țară, păi a noștri banii din țară îi scot și îi duc în alți partii, pun pe conturi. Asta e văzut ca bună ziua. Noi suntem pentru aceea ca Moldova să fie țară neutră, creăm cât mai multe locuri de muncă, dar asta vă spun că dacă Partidul Patriei vine la guvernare, asta n-ar să dureze mult timp de 3 luni de zile și o să vedeți. Cum ar să fie, vă spun sincer, mai mult ca mai mult, dar 3 zavoade puternice au să înceapă a lucra. Acolo ar să fie create nu 1000 și nu 2000 de locuri de muncă, dar o să fie create multișoare locuri de muncă. Și credem că lumea ar să vadă nu prin laude, dar prin fapte. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, poftim, aveți dumneavoastră, domnul Brega, puteți adresa două întrebări, sau pe rând, sau ambele, cum doriți. Haideți să adresez câte una. Da. Domnul Cerdeu, aveți câte 2 minute pentru a răspunde la întrebare. Domnul Cerdeu, spuneți-mi, vă rog,
liderul dumneavoastră de pe lista electorală numărul 1, domnul Usatăi, la toate posturile de televiziune anunța în felul următor. Eu nu o să vorbesc, că nu cunoșteam nimic ce se referă partea economică, partea juridică a statului, anunța peste tot. Eu am să-i împuș pe toți, eu am să-i tai mâinile, eu am să-i spânzuri, eu am să-i gâtă, eu am să-i neconclipă, eu vă rog. Eu am să fac din un zid mare la hotarele cu România, eu din ambasada Statelor Unite Americii am să fac karaoke. Întrebarea mea, spuneți-mi, vă rog, cum o să faceți că legal nu puteți? Și o să o faceți după paniatia grupărilor criminale din Solțovscăia? Cum o să faceți aceste modi? Cum o să împușcați pe oamenii? În bază la ce? În primul rând, mă, trebuie să ai argumente ca să vorbești așa ceva. Îmi pare rău că ai fost deputat în Parlament. Toate televiziunile, și vă spun, da, dai... priviți ProTV, priviți-vă așa, da, priviți publica, cei și-a spus Usatăi. Ce-a spus Usatăi? Usatăi, eu le priviesc toate și n-am auzit la una să spui că să-i tai capul la cealaltă, oare să-i tai mâinile la cealaltă. Și-a spus că oamenii corupți au să șadă la închisoare, asta e cu totul altceva. Și mulți știm de așa ceva, așa care într-adevăr sunt corupți. Dar nu a spus el, și de Solnișne, de nu știu ce e, că la noi în partidul a aderat acum generalul Alexei. Tata corupției, care el a înființat corupția aici, lupta cu corupția în Moldova. Și a spus destul de clar, Ronicul ăla care l-a pus, l-a fabricat, mai bine zis, și l-a pus în internet, el a controlat casetele și așa și ceva în noi. În timp și ala, domnul Usatăi avea de tot 17 ani și el nici decât nu puteți. Și bă, în gruparea asta, Carmalac, nu știu, și că eu nici nu le știu grupările astea toate. Dar nu se poate de vorbit așa. Vorbim și corect. Noi, în partidul nostru, avem oameni deștepți. Este doctor în știință Șeremet, doctor în știință juridice. La așa o vârstă, băiat tânăr, doctor în știință juridice. Avem alți juriști tot puternici care au mers contra la ministrul justiției când îi impune la falsificarea documentelor. Tot aceleași fete, ele au pregătit documente ani de zile în șir și ele știau toate criteriile de primire a documentelor. Și când au văzut la ce le impune el, ministrul justiției, el a refuzat. O scris actul de refuz, dar o refuzat să contrasemneze. S-a aprins ministrul justiției. Asta a fost comandă de sus. A cui Ministerul Justiției, spuneți-mi, vă rog? A lui Filat? Nu e pe Leuro. E lui Filat. Asta nu. Așa. Da, dumneavoastră, n-ați făcut coaliții, Filat, Partidul Democrat și Partidul Liberal? Toți trăjeți într-un șlif. Vă mulțumesc mult. Timpul a expirat, un minut expirat. Adresați a doua întrebare. A doua întrebare. Dumneavoastră a spus că aici, la noi, Republica Moldova, în ultimul timp, au venit atâtea granduri. Aș vrea să vă întreb, care e suma de granduri care au apărut la noi în Moldova? Numai concret, dacă cunoașteți. De pildă, eu să vă spun la concret. La concret, zicem, dați peste 600 de milioane de euro. Vă întreb de granduri. Încă o dată. E o sumă care a venit în Moldova. Câte granduri au venit? Aparte care e suma de granduri care au venit în Republica? Aparte pe granduri, zicem, poate nu le știu. Dar pe ce atunci argumentați că foarte multe granduri? Dar au venit. Granduri, câte? Au venit. Câte? Ei, dumneavoastră știți câte. Aha. Da. Aha. Deci înainte de a spune vorbi goale, dumneavoastră vă rog... Așa ca dumneavoastră. Cum a spus dumneavoastră, așa vă spun și eu. Eu nu spun vorbi goale. Dar pe goale, dacă spuneți că tai mâinile la oameni, tai cale. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, asta e la ProTV. Ascultați bine emisiunea. ProTV, care e la ProTV și toți canalele. Fabrica, ascultați. Toți canalele de televiziune, Fabrica, el Plocotniuc, toți canalele sunt private. Are 5 canale Plocotniuc și 4 le are Filat. Se straniu lucru. 3 zavoade. Dar cine o să construiesc că este 3 zavoade? Dumneavoastră vă gândiți să angajați peste 3.000 de locuri de muncă. În 3 cine îți construiesc? Da. Investiții de unde o să vină? Ați fi zavoadele, fără grijă. De unde să vii? Domnul Bregă, de unde să vii? De la gruparea criminală din Moscova? De la nișo gruparea criminală din Moscova. De unde investiții, domnule? De la bandiții din Europa. Bă, nu bandiții. Dumneavoastră trebuie să știți că cei din Europa au pierdut în Ucraina acum cel puțin peste 300 de milioane de euro datorită ce se întâmplă la Donetsk și la Lugansk. De și oamenii din Europa nu vin așa să facă investiții în Europa, în Ucraina au pierdut siguranța Uniunii Europene. Pentru că ei au venit
angajat acolo fel de fel de instructori, fel de fel de propagandiști. Domnule, noi vorbim de investiții. Da, îi dați voi să hai, domnul Briga, hai să lăsăm baltă. V-ați deprins cu... Dom'le, bă, este atât de parte de realitate. Cum fiu de lună? Domnul Certiu, dumneavoastră mai aveți timp ca să răspundeți. Să răspundeți la domnul Brega. Numai domnul Brega, dați-i voie domnul Certiu să răspundă. Eu... Nu povești de domnul copii. Bine. Dacă deja ați epuizat răspunsul, dumneavoastră poftim, adresați întrebările domnul Brega. Domnul Brega, spuneți, vă rog, fiind 5 ani de zile la guvernare, ce ați dovenit dumneavoastră să demonstrați așa mult la lume că ați făcut în afară de legi care nu mai le-ați primit? Poți vă răspund? Da. Și în primul rând, noi n-am fost 5 ani la guvernare, noi am fost 3 ani jumătate la guvernare, datorită faptului că am încercat să combatem corupția prin simplu motiv că am spus că nu se mai poate de furat opriți-vă și pe noi ne-au dat la guvernare prin coruperea a 7 deputați. Mai departe, ce am făcut noi? Am făcut, deci, sesizări noastre la Curtea Constituțională, deci Banca de Economie, Aeroportul și mai departe, îți preconizau pe anii 2011, datorită nouă nu au fost privatizate. Datorită nouă, ele au fost păstrate până în 2013, dar în 2013, desigur că au fost furate. Spunem așa pe șleacul este. Deci, datorită nouă la sesizări la Curtea Constituțională, aproape 500 de milioane au fost întors înapoi în bugetul de stat. Cunoașteți destul de bine despre ce este vorba. Datorită sesizării la Curtea Constituțională, n-a fost privatizat, prihvatizat. Spitalul Traumatologic Republican și Spitalul Tomacior, Spitalul de Boli Infecțioase care este. Și acolo sunt 7 hectare de pământ, care de acolo cu cel puțin 3 milioane hectare, puteți să vă închipuiți 21 de milioane să o cotiți în lei și o să vedeți câți bani s-au întors înapoi. Datorită Partidului Liberal, în sfârșit, am ajuns cine suntem. Că la momentul când nu cunoști cine ești, este foarte greu să te apreciezi ce dorești. Datorită Partidului Liberal, deși avem limba română pusă în capul mesei, am venit la ea acasă. Pentru că noi vorbim până acum nu o limbă română, dar vorbeam o limbă stălcită, moldovanească, să-i zvonești de sara cum mâine, o merge mâine la zăstrelit zaiță. Vă mulțumesc foarte mult, poftim, dăm certe o întrebare. Domnul Brega, spuneți, vă rog, spuneți că limba moldovinească și-a venit la noi acasă. Cine a apărut întâi și întâi? Statul moldovinesc sau român? În istorie. Asta e tot? Da. Eu n-am spus moldovinească, eu am spus moldovanească. La momentul când dumneavoastră să vorbiți o limbă moldovinească corectă, o să înțelegeți că asta este limba română. Dar la momentul când dumneavoastră vorbiți o limbă moldovianească, moldovanească, deci un cuvânt rusesc și unul moldovenesc, dumneavoastră vorbiți nici limba dumneavoastră moldovinească, nu vorbiți corect. Deci, întâi au apărut românii de la daci la traci. Limba, statul moldovenesc este statul moldovenesc, dar cetățenii sunt români. Spate să-i răspund, domnul. Eu mă doi băieți care adică am învățat o terminat academia. Da. Ca să aveți o replică, da. Am doi băieți care au terminat Academia de Poliție din București. Rectorul Academiei acolo era ungur, domnul Dobrinoe, general major, șef statului major, colonelul Sirițanu. La jurământ, când s-a dat jurământul, am fost invitați la jurământ, la cel mai mare. Foarte succint că noi... Nu vă spun absolut de vor. Ați spus să-i spuneți o replică, noi avem foarte puțin timp. Uitați-vă așa, eu, domnul Sirețanu, se bate cu pumnul în piept și spune că îmi pare bine de moldovenii mei. Pe toți am făcut comandați de putoane, eu spun, domnul Sirețanu, mă tare, ești român. El spune și că aveți păreri greșite, domn Valeriu. Da, eu trăiesc în țara română. Da, eu vorbesc limba de stat, limba română, dar mă mândresc că sunt moldovean și sunt cu moldovenii mei. Când dumneavoastră vreți să vindeți moldovenii la români. Păi eu răspund, dar el comentează. Păi nu, eu vă dat o replică. Dumneavoastră, eu credem că gata, ți-ai epuizat răspunsul. Nu. Deci că eu trebuie să-l gândesc înainte să spune ceva. Dumnezeu spune așa cum îi trăsești prin cap. Nu cum îi trăsești prin cap, deci, haideți să fim serioși. Sunt și ardeleni, sunt și munteni, sunt și bănățeni.
sunt toți. Asta e regionalism. Dar tot poporul este român. Așa și noi. Da, noi suntem moldoveni. Trăim în Moldova, dar suntem români. Vreți, nu vreți, noi trăim în Moldova, dar facem parte din poporul român. Asta, ce cineva învață Rusia pe voi, asta e inventatul de Rusia. Amintiți-vă 24, Republica Autonomă Moldovenească. Pentru că nu puteau spune la momentul când ne-au ocupat în 40, că am venit să eliberăm românii de români. I-au inventat, am venit să eliberăm moldovenii de români. Asta e invenție a rușilor. Asta e toată problema. Dumneavoastră v-ați dat provocări acestor provocare nimic, dar eu știu că toți se mândresc că sunt moldoveni, numai la noi ne facem români. Poftim, nu. Gata, da. Pot să-i răspund, dar degeaba. Nu o să înțeleg. Nu o să vă înțeleg, că n-am ce înțeleg. Deci, domnul Brega, avem ultimul... Suntem la finele emisiunii de astăzi. Pentru mesaj către alegători aveți 4 minute. Deci eu o să încep mesajul, nu deodată cu mesajul Partidului Liberal, dar o să mă adresez către cetățeni să-și dea bine seama că merge lupta acum, deci între aderarea la Uniunea Europeană sau aderarea la Uniunea Vamală, care ea în realitate nu există, ce și-a demonstrat acum și Nazarbayev, care a solicitat integrarea Uniunii Europeane și s-a dovedit acum și belorușii care tot nu doresc Uniunea Vamală. Uniunea Vamală este practic un mif. Asta e fix așa să-i spui, dragul tată, mâine este măriț cu un făt frumos, tatăl vrea să-l văd, unii mai să-i spune, domnule, făt frumos nu există, este numai mintea ta bolnavă. Asta este și Uniunea Vamală. Iar acum aceștia se referă la Partidul Liberal. Partidul Liberal, cât a fost la guvernare, eu nu știu dacă poate cineva, doar de numai aceștia pot inventa încă o dată bicicleta, dar cu o roată numai. Deci Partidul Liberal nu a fost corupt, avem oameni onești, noi am dovedit asta în 4-5 ani de zile. N-am furat, n-am avut de gând, cu atât mai mult i-am oprit și colegii noștri din coaliție, din alianță la acel moment, dar, părere de rău, noi am fost de la putere duși într-o parte, prin simplu motiv, nu le-am permis să fure tot mai departe. Deci, să nu se teamă de NATO, pentru că NATO este aberațiile sovietice, făcând o spiritoare de NATO, că o să ne ducă copiii și o să-i omoare în altele țări, nu este așa. NATO niciodată n-a înrolat soldați care sunt înrolați în teren. În NATO sunt înrolați numai soldații care sunt profesioniști, cei să aleg profesia lor de militar, ei știu gradul de risc, asta este plăcerea lor, asta este datoria lor și ei sunt înrolați. Unii apare NATO, se instalează democrația și NATO dispare. Unii apare Rusia, vedeți, cu Transnistria avem exemplu clar, nu mai pleacă și nu mai războaie, nu mai embargouri, nu mai spiritori, închid gazul. Statele Pribaltice, Estonia, Letonia, fiind în NATO și Uniunea Europeană, astăzi trăiesc destul de bine. Noi, cu părere de rău, trăim foarte și foarte rău. Tot cei se referă la Partidul Liberal, noi promovăm o politică economică destul de clară, cei se referă la diaspora noastră, scutiri de impozit pe un termen de 3 ani, pentru că oamenii trebuie să vină să reinvestească banii lor câștigați peste hotare. Avem un proiect de lege, un timp de 10 zile, sunt obligați toate structurile statului să le deschidă firmele, să le dea certificat de activitate, pentru că în caz contrar, oamenii noștri nu se mai întorc înapoi. Investițiile care o să vină din Uniunea Europeană și din Uniunea Europeană sub acoperirea NATO, o să fie sigure și o să fie locuri de muncă. Odată și o să fie locuri de muncă, o să pornească economia, o să avem și pensii, și salarii, și tot ce este. Partidul Liberal este un partid cinstit, onest, rog oamenii să uite bine pe listele
partidelor, cine este acolo inclus, de ce este inclus la Partidul Patria, Petrenco, mai știu eu cine acolo, toți talibanii de la Partidul Comuniștilor. Deci fii foarte atent, votați Partidul Liberal, dați-ne puterea și o să facem dreptate. Vă mulțumesc foarte mult. Poftim dumneavoastră, domnul Cereteu, aveți la dispoziție 3 minute și 37 de secunde. Stimați regători, Partidul Patria pledează pentru bunăstarea cetățenilor. Dacă până acum s-a spus că celelalte partide care au fost până acum la guvernare vi se spune ce vor să facă, ce vor să aducă, cu acestea idei eu mai fost și ani din trecut, eu vreau să vă spun ce dorește Partidul Patria. În primul rând vreau să termin corupția odată și pentru totdeauna și cu oligarhii din Republica Moldova. Vreau să vă mărească salariile și pensiile. Dacă spun întrebarea de unde o să iei banii sunt aici în Moldova, numai ar să mântui cu oligarhii și cu furtul banilor și să vedeți cum ar fi de unde de mărit și salariile și pensiile. Vă spari cu astea cu Rusia, n-aveți ce vă spărie, că nimeni nu aderă la Rusia, noi vrem să fim independenți. Dacă merge vorba de Uniunea Europeană, asta e aceeași aderare la români. Vrați, nu vrați, cum n-ați știut când au aderat la Uniunea Europeană prin comandă, au fost duși oameni la Chișinău pe Piața Națională și au spus că ia ca 50.000 și votează pentru Uniunea Europeană, așa o spui și la aderarea către România. Nici n-ați vă când ați vă trezit, ați vă trezit români din Moldova. Vedeți, partidele sunt multe, părerii sunt multe, dar patria e una. Eu nu vă chem că votați-l pe cutare. Eu vă spun, faceți o alegere corectă și care au fost la guvernare, ați văzut ce au făcut până în ziua de azi, faceți o alegere corectă și mergeți înainte la votare pe data de 30 noiembrie. Atâta? Da, atâta. Chiar mai aveți suficient timp. Bine, stimați concurenți electorali, eu vă mulțumesc pentru prezență la emisiunea noastră de astăzi. Dragi alegători, de dumneavoastră, la 30 noiembrie, depinde soarta Republicii Moldova. Veniți la urnele de vot și faceți o alegere corectă. Sunt Vera Bulgaru și vă dau întâlnire vineri, orele 20:00, la emisiunea Dezbatere Electorale. Rămâneți în continuare cu ochii pe TV Drochea.